Bun găsit, oameni buni, la un nou episod din Apicultura Urbană. După cum vedeți, am terminat cu grădinăritul. Gata, am desfințat solarul. O să facem frumos aici o linie apicolă. Cum e aici, frumos. O să mai pun încă două evodia de aici, din pepinieră. O să le opresc pentru mine și o să le mut. Pentru că aici la Râmnicu Sărat apa mai scumpă ca vinul, așa că nu-ți putem face grădinărit, dar în schimb merge apicultura. Hai să vedem cum se prezintă câteva colonii din cele pe care le-am restructurat, cred că acum două săptămâni. Așa, și revenim aici să urmărim, o luăm de acolo din capăt. Știți că din coloniile alea, primele două sunt mai slăbuțe, pentru că din fiecare s-au făcut câte 3 roiuri. Practic, fiecare a dat câte 750 de lei bani pe șin. Deci, e și normal să nu mai fie puternice. Dar hai să vedem, că sunt și eu curios dacă au încetat ponta, că în mod normal, noi nu mai avem nevoie de puiet de acum, dar căldurile astea, uitați-vă și voi, e soare puternic, așa. Uitați, și când filmez acum, aproape 6 seara, sunt în tricou, o căldură foarte mare la Râmnicu Sărat. Nu avem ce face, trebuie să ne adaptăm la condițiile de mediu. Hai să intrăm să vedem ce găsim la fața locului. Așa, și până să deschid stupul, nu uitați, exact cum e protocolul pe YouTube, share, like și subscribe. Adică distribuiți, dați like-ulețul și abonați-vă. Așa, bun. Știți că ultima oară le-am pus câte o turtă patii. Nu mai e nici urmă de patii pe aici. A vindecat tot. Tot. Să băgăm puțin. Un poco de fumo. Așa. De fumicino. Să vedem cum se prezintă. Știți că ăsta-i săracul. Ăsta a fost propus și la desfințare, multe chestii. Dar uite că avem rame cu miere lăsate aici după diafragmă. Așa. La momentul potrivit, dacă e cazul, o să descăpăcim, dar nu acum pe căldura asta. Deci 3 și cu 3 avem 6 kg de miere trase pe dreapta aici. Așa. 2, 4, 6, 7, dar el nu e de 7 rame, clar. Așa, asta e foarte ușoară. O să dau după diaframă, dar are albină și licărește ceva aici în ramă. E posibil să avem și noi iederă pe aici prin oraș, cum e la colegul nostru, la Neculai Bădica, pe Italia. De aici vedem, la fel că în afară de turtă, văd că licărește, lucește foarte, foarte bine în ramă. Bun. Așa. Bun. Și puțin polen. Cred că o să le mai iau niște... Trebuie să mai bag niște turte proteice. Că intrăm în luna... Dacă vă spun că asta toată... Ia uite, larvar. Și acum pe partea asta, băi, e nasoală treaba, copii, e nasoală, a început ca primăvară. Uitați-vă și voi, că păcește la larvar, bă, exact ca la Necula, uitați-vă și voi larvar aici. Mamă, ce nasol, ce nasol. Uitați-vă și voi ce nasol.
Ma, uitați-vă și voi ce îmi face să la sfârșitul septembrie. Aoleu. Doamne ferește, așa ceva. Și de aici ceva păstură. Tratamentele țin și luna asta. Mamă, două rame bătute. Aoleu, aoleu. El am restrâns pe 6 rame, cum e și normal. Ce facem noi cu atât puiet? Pentru că... Care e problema acum? Varoa, puiet mult, varoa multă. Hai că aici e și mai nasol. E mai nasol aici. Aici a început să albească faguri. Mamă, ce ne facem? Stai să fixez camera asta. Să facem cumva să se vadă bine aici. Hai că ridic o leacă mai sus, că stai, știți că aici dedesubt stupul are KDME. Vedeți, dedesubt acolo este catul multietajat plin cu miere, iar aici deasupra avem cuibul propriu zis. Hai să vedem ce surprize ne așteaptă și aici. Asta e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia să vedem ce ramă i-am lăsat. După diafragmă. Hai că iese cu tot cu diafragmă. A, e rama de trântori. Pe culme să începem... Ce te-ai lipit, fă? Să începem producția de trântori. Uli. Și pe aici nu mai alb, nu mai crescături. E nasoală treaba. Bă, uitați-vă, bă, ce lucește în ramă. Stați să vin, să vă arăt. N-are cum. Nu are cum de la turta patii să lucească așa mult și în halul ăsta. Nu vă uitați la hrănitoare, că n-am avut timp să trec pe la ei să le dau sirop. Și oricum, în condițiile astea, nici n-are rost. Ce s-au îngreunat ramele. Băi, mamă, ia să vă spun și ce miere e. Mamă, foarte gustoasă. Mi se rup ramele. Moloz. Vai de capul meu. Moloz se numește, moloz. Bă, ce-i cu mierea asta în sturgă la mine? Ce-i cu mierea asta? Uite, l-am uitat să mai zgâriem banda asta. Să activăm tratamentele. Ia să vedem dacă...
Ăsta a blocat cuib. Uite aici ceva păstură. Deci după păstură trebuie să urmeze puiet. Da? O să le desfințez hrănitoarele astea, să le pun podișoare. Eu. Mă, puiet ca vara. Până jos, mă. Ia uitați. Uite. Până în partea de jos. Uitați-vă și voi. Până jos. Uitați-vă și voi. Spetează-i. Da? Și nu vedem niciun fel de văros, apropo. Mai gheparche. Toate larvar. Cum eclozează, cum bagă puiet la loc. Ma, dar ce-mi place că nu a căcat puietul pe multe rame. Ia să vedem dacă avem și pe a treia sau la fel ca la altul pe două rame. Aoleu, uite-o și pe a treia. Plină cu puiet. Ia uitați pe ce aici. Aoleu. Și cum spuneam, nu sunt regine de la, de la trăițear, nu știu cine, murițear, nu știu cine. Astăzi, regine de-astea bătrânești, dale mele. Dale mele și nimic mai mult. Așa, zgâriem, mutăm locuri la tratamente. Doamne, cât puiet, deci ăsta are 3 rame bătute, bă. Și plin cu miere. Ce s-a întâmplat? Da. Hai să vă mai arăt ceva, poate s-o vedea pe cameră. Că știți care faza nenorocirei până la capăt, mă. E plin de albină și în corpul ăla. Îl vedeți? Deci, nu, albină nu numai în corpul ăsta, este tot mai acolo. Focalizează. Ia, uitați-vă și voi ce e acolo. Uitați-vă și voi. Na, țambal. Țambal, țambal. Nu, stați așa să... E țambal. Țambal. Ce facem? Spuneți-mi și voi. Aștept în comentarii ce facem cu tot puietul ăsta. Eu nu l-aș omorâ. Așa cum omoară puietul Midrigan. Colegul Midrigan. Uitați și voi diafragma. Și uitați rama de după diafragmă. Ma. Da. Hai să mergem mai departe. Hai că mai fac unul. Ce să mai zicem, bă, fraților? Hai să facem un stup cu regină de anul trecut. O blondă. Măsa e de origine dunăreană. Să vedem ce ne spune dunăreana. Așa. De la bătrânul Danubiu. Ăștia mi-au dat și câte 2 caturi de miere. Mamă, ce-a propolizat. Ăsta e mai mic. Ăsta e mai miculaș. Ăsta e mai miculaș. Hai să-l vedem pe ăsta micu.
Ăsta l-am strâns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ăsta l-am strâns deja de iernat. Vede. Ce frumos a golit-o. A golit-o rame de trântori. Pentru că la primăvară aici în stupina urbană dăm drumul și la o crescătorie imperială de regine. Ăsta, uite, are mult albină jos acolo. Ia. Da, licărește în ramă masiv. 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 Bă, da, ce licărește. Mamă, ce-a băgat. Ce-a băgat. Ia. Am găsit o ramă. Deci toată e oată proaspăt acum. Toată. Deci mamă, aici e deja larvar. Deci a luat-o ca primăvară. Ia, fiți atenți și aici la fel. Ma. Ia. A început să căpăcească. Ia. Ia, uitați, gata. Asta, ia, uite, regina roșie. Asta, mă, da. Avem regina roșie, nu știu dacă s-o vedea. V-am spus că e de anul trecut. Ia să vedem și pe penultima. Nu, aici vedem păstură. Dar oricum uiet ca la bala balamuc. Ca la balamuc, bă. Uiet ca la balamuc. Hai să vedem tot de zona asta, mai facem un film mâine și în partea altă. Hai să vedem o regină de anul ăsta. Puiet ca la balamuc. Interesant, foarte interesant. Știți ceva? Un dezavantaj aici. Ăsta l-am tras dintr-o regină de aia de 100 de euro, dar nu-mi place. Deci n-ai ce să faci cu regina la de 100 de euro. Nu ai. Mai degrabă cumperi regine de-astea normale de 70 de lei și selecționezi de acolo o regină. Țineți minte lucrul ăsta. N-are rost. N-are rost. Da, să vin cu podișoare ca lumea. Să desfințez astea, că e jale. E jale. Hai așa, în încheiere. Hai să vedem și asta, care știu că e regină de anul acesta. Așa. Să dăm drumul aici. Hai, tati. Perfect. Uite dacă e colonie de anul ăsta. Mai are o leacă de turtiță. I-a rămas o leacă din turtița înfuriată, dar ce se mai rămâne? Cacamac. Dar el alții nici hârtie n-a mai găsit. Nici hârtie.
Și la ăsta se vede hrană ca lume. Așa. Ia să vedem. În continuare. Ia să văd dacă... Oh, se vede perfect pe peliculă. Pe ăsta oricum mai redu. Oh, oh, uite ultima ramă. Eu, și la fel. Cules, frate. Cules. Cules masiv. Să știți că n-am dat absolut nicio lingură cu sirop. Mamă, mamă. Îl umple, fraților. Să mut fumul ăsta că îmi dă în păr. Ma, ce e aici, bă? Băi, fraților, bă. Băi, fraților. Cavara. Ia uitați-vă și voi în ce hal lucește. Deci am cules nebun. Cules nebun. Ia uite. Uitați și voi, puiet ca vara. Dar vedeți când celulele de trânturi n-a băgat. Uitați-vă și voi puiet compact. Asta e regina din schimbare liniștită. Un așa zis BSLM. Unul din BSLM-uri. Ia. Ia. Ia uitați și voi ce e aici. Ce puiet compact. Și acum căpăcește la ăsta. Ma. Mamă, mamă. Dulce mamă. Ia uite la arvar. Ma. Să-i luăm tratamentul de aici. Băi, ce ne facem? Ia uite. Deci ce înseamnă schimbările astea climatice, băi, oameni buni? Ce înseamnă schimbările? Au, uite, 4 rame la ăsta mâncat vașuchi. Ăsta cum meclozează. Vai de capul meu, pe a doua, uitați-o și voi. 4 rame. 4 rame cu puiet. Ce fac, mă? Dați-mi soluții. Ce ne face? Ce ne face? Și mai pus și pe asta, că uite ăla. A făcut cu falcă, pe ea. Are dreptate că trebuie belit. Trebuie scârțit pe el. Pe tratamentul ăsta. Teroare, bă. Teroare. Teroare. Eroare. Hai să întoarcem așa să de mine. Uitați că cât am filmat s-a dus și soarele, gata. Cred că apune acum. Foarte cald. Da.
Surprize stupii blocați cu miere și puiet. Puțină postură în schimb. Clar trebuie să intervenim în forță cu... Trebuie să mai iau turte superproteice, patiuri, chestii socotele. Să văd ce oferte primești eu după la magazinele apicole și... trebuie să intru puternic cu proteină pe ele, că treaba e nasoală. Lucrul ăsta ne spune că urmează o toamnă extrem de lungă, cum am prognozat eu. Toamna o să țină până la Crăciun. Oameni buni, lăsați comentarii. Dacă puneți și voi filme, dacă aveți puiet, tot așa, uite, între 24 rame cu puiet, rame blocate cu nectar proaspăt, că treaba este cel puțin, să spunem, neobișnuită. Mulțumesc pentru like-urile acordate, pentru cei care s-au abonat, pentru distribuiri. Până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!